Bună ziua, dragii noștri prieteni privitori! Astăzi am plăcerea și onoarea de a-l avea drept invitat, de a avea drept invitat un colaborator al revistei noastre, un domn care scrie de mult în revista noastră, dar pentru noi era invizibil. Și atunci ne-am hotărât să devoalăm, dăm cortina la o parte și îl avem în fața dumneavoastră pe domnul epigramist Nae Stancu. Bună ziua, domnule Nae Stancu! Bună ziua! Bine ați venit! Bună ziua! Bine, bine v-am găsit! Mă bucur tare mult că sunt printre dumneavoastră, că am ajuns. Și noi ne bucurăm, și noi ne bucurăm. Au fost momente când am ezitat, n-am ezitat din cauza emoțiilor. Când eram decis, s-au tot întâmplat niște evenimente care m-au reținut. Mai mult de sănătate au ținut, efectiv. Da, dar important deci, este că ia că da. Toți suntem acum împreună în fața dragilor noștri prieteni privitori. Ce vreau să vă întreb? O să trecem așa un pic ca să ne cunoaștem și să vă cunoască și prietenii noștri. Povestiți-ne, spre exemplu, unde ați fost născut? Păi sunt din Argeșean, jet by jet. M-am născut în satul Gliganu de Sus. Bun. Comuna Rociu. Frumos acolo. E frumos. Era un sat mare. Prosper. Da. Da. Comuna e mare, da, într-adevăr. Da. Bogată. Foarte bogată. Oameni muncitori. O știu, am cunosc. Și eu am lucrat la Costești 6 ani de zile. Și cunosc împrejurile da, foarte bine. Da. Zona aia era afiliată Costeștiului. A făcut, hai și un pic de parcurs educațional, școala primară pe undeva prin comună. Acolo, în comună. Și mai departe, liceu. Liceul la Pitești, la numărul 1 aici. Trebuie să vă spun, dragi noștri prieteni privitori, că domnul Nae Stancu este prieten bun cu cel mai bun prieten al meu, Traian, și iată ne găsim așa prieten al unui prieten, al unui prieten, ceea ce este o chestie nemaipomenită. Unde ați făcut liceu? Liceu Industrial Construcții Mașini. Aha, ați pornit direct pe meserie. Direct pe meserie, da. Foarte bine. Asta a fost. N-am prea fost orientat atunci. Am ajuns, mă rog, printr-un complex de împrejurări acolo. Alternativa era poligrafie și tehnică cinematografică în București. Dar n-a fost să fie. Asta a fost pentru dumneavoastră până la da, urmă. Da. Perfect. Bun. Cum stăm cu scrisul? De când v-ați apucat să scrieți? Citeam revista Urzica. Ce se mai publica prin diverse reviste din Băieșu, din Silvestru, Tudor Mușatescu, deci m-am dedulcit, practic. Să le zicem așa, de specialitate, cum ar veni, ca să nu... Da. Da. De profil, practic, da. Așa. Și m-am contaminat. Am început să scriu... Infectat. M-am infectat. Așa, foarte bine. Păi virusul ăsta e foarte... Da, 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 e mai pomenit. Când te infectezi, nu te mai lasă, s-a terminat. Am început să scriu la comandă, când zicea cineva, eu știu... Se cheamă cu dedicație. Cu dedicație, da. Sfârșit, da. La un eveniment, la știu da, eu. Și, poezie ocazională. Da. Prima epigramă care am scris-o a fost un soi de prezentare. Mama aici... Nu sunt poet, să scriu nu știu, stau prost cu ortografia, în capul meu e doar rachiu și peste el chelia. Bună! Excelent! Da, da auto... Este nemaipomenită autoironia, dați dovadă de o minte care funcționează corect și în direcția care trebuie dacă faceți așa ceva. Nemaipomenit.
Haideți totuși să mai discutăm un pic, nu prea mult, că n-avem ce să... Pe urmă o să începeți să... Da. O să mai vină mie probabil niște idei, ce o să vă mai întreb. Nu știu dacă mi vine sau nu, asta e altă treabă. Ați profesat? Sunteți pensionar la ora actuală sau cum? Acum sunt pensionar. Da. Bun, perfect. Deci aveți timp mai mult pentru așa ceva. Da. Mm-hmm. Am 66 de anișori. Mulți înapoi. I-am împlinit luna asta pe și 2 ani și eu, da. Același leat. Dânsii sunt acolo, sunt seniorii. Seniorii stau liniștiți, frumos. Excepțional. Avem niște seniori extraordinari. Noi încă mai trepidăm, încă ne mai jucăm. Sunteți un om ludic dacă scrieți așa ceva, un om care îi plac. Și văd că scrieți, bine, nici nu se poate epigrama scrie altfel decât în versuri, cu rit și rimă, că altfel nu mai e epigrama. De fapt, ca și Traian, eu am părerea că poezia trebuie scrisă așa. Da, părerile noastre nu trebuie să fie universale. Bun. Am scris și... Vreo carte, ceva? Poezie, nu. Nu încă. Am tot amânat. Aveți în plan? Am material strâns, trebuie să-l ordonez cât uși de cât. Pe calculator, dar trebuie trecut pe calculator. Trebuie, e de muncă. Păi mă căutați editură și o să vedeți că este într-adevăr de muncă. Este. Este. Obișnuit să reveniți asupra producțiilor și să le mai îmbunătățiți după un anumit timp sau le lăsați așa? Se întâmplă câteodată să găsesc nu neapărat inadvertență, să vă vină vreo idee mai... Da, mi se întâmplă. Deci reveniți asupra lor. Eu vă mărturisesc că dacă aș putea să mai scriu acum erate la cărțile mele, scrie că sunt... Aș îndrepta multe din ele. Probabil că o să încerc să scot o altă ediție și puțin altfel. Cartea, cu toate că nu știu dacă am voie, dar în sfârșit asta e altă treabă. Domnule, hai să o luăm abrupt. Ia intrați în problemele. Da. Citiți-vă. Voiam să vă spun că mai scriu și poezie umoristică. Am încercat și fabulă, parodie, deci gen umoristic. Asta vă scripește dumneavoastră. Da. E bun. Bine, am scris și poezii mai încărcate de lirism, dar nu așa, n-a fost o preocupare, efectiv. Aveam eu o vorbă că găsește cineva. Cum sunt orchestrele alea de hard rock, care scot cele mai frumoase balade posibile. Probabil că și dumneavoastră la un moment dat răbufniți, zic, bă, gata, atâta cu atâta râs, hai să scriem ceva frumos. Bun, adică frumos. Ceva mai, mai de suflet, așa. Bun, ia, vă rog să ne citiți. Păi, pentru faptul că am fost în relații bune cu Bacchus... S-a terminat... Gata. Acum, nu mai beau, că nu mai pot. Deci... Da. Asta e acum, na, ce să facem? Am scris o epigramă. Deci v-ați terminat cele 4 vagoane pentru viața asta. Asta este, ce să mai... Da. Bun, vă rog frumos. În vin este adevărul. În vino veritas, dictonul spune, și-aș zice eu că-ți face Rozalie viața, însă de prea mult adevăr pe mine mă doare capul dimineața. De bun, excelent. Așa este. Căsnicia. Împreună își duc amarul și joacă cu talent sceneta în care ea e păpușarul, iar el marioneta. Mm. Aici ce faceți? Autocritică? În sfârșit? Da. Sfat. Fructele, medicul spune, sunt indicate pentru sănătate. Am constatat și eu că-s bune, dar să fie distilate. Da. Sau fermentate. Sau fermentate.
derută în pandemie. Înseamnă că, iertați-mă, înseamnă că aveți tendință către spiritoase, nu spre de-astea, considerate a fi hrană, cum e, sau mâncare, cum e berea și vin. Da, nu? Da. Deci aveți tendință... Aliment. Aveți tendință către spiritoase. Da. Bun, e bine. E bine și așa. Sau aveați, pardon. Derută în pandemie. Așa. Mie mi-a fost dificil să mă familiarizez cu pozitiv și negativ, cu conceptele astea, în contextul pandemiei, în contextul pandemiei, pandemiei. Așa. Așa. Deci, nu înțelegeam, cum naiba, mă, ești pozitiv. Păi dacă ești pozitiv, pozitiv definește o situație plăcută, o situație normală sau... Știi? Benefică. Benefică. Da. Și negativ opusul. Și am zis așa, derută în pandemie. Pozitiv și negativ sunt două antonime. Eu nu mai știu efectiv cum e rău și cum e bine. Exact. Asta este. Păi puneți degetul. Ca la baterie la mașină. Da. Cum e? Reciprocitate. Să fie armonie în casa mea, ziua, noaptea, tot mereu. Tac eu și atunci vorbește ea. Iar când vorbește ea, tac eu. Domnul Naestancu, cum vă vin ideile astea? Pur și simplu așa sau vă gândiți, luați o anumită temă? Nu, nu. Deci numai în situații inedite, imediat pe un șervețel, dacă am un pix la îndemână și am prins ideea, versific cât cum... Instant. Deci sunteți pus în anumită situație... Da. Să înțeleg că fiecare epigramă de aici înseamnă o trăire a dumneavoastră. O experiență interesantă. Nu, poate fi și... A altuia. Perfect, da. Perfect. Deci vă inspirați și din... E bine și așa. Secvență conjugală. Am plecat la birt să nu mai văd și am băut un bitter și un mutfatlar. Nu mă gândeam că am să o revăd ca dracu, în dublu exemplar. Da, bun. Aviz doamnelor, n-am titluri, doctorate, n-am un ban, n-am prin bănci conturi secrete, sunt chelios, burtos, grăsan, dar sunt plin de sentimente. E bună treaba. Deci aveți ce oferi până la urmă. Da. Ia cătă. Declarație. Că te iubesc, frumoasa mea, aș vrea tot universul să o știe. Mai puțin doi de s-ar putea. Bărbatul tău și a mea soție. Da. Unei dame sexy. Când văd așa trupșor, așa picioare, aș da vreo câțiva ani din viață să prind și eu un loc în față pe lista ta de așteptare. Bun. Excepțional asta. Da. Bună. Clauză testamentară. Asta e legată strict de mine. Da? Celelalte nu. Pe capacul de coșciuc să-mi faceți o găurică, rudele când vin și plâng, poate aduc și una mică. Da. Păi nu mai contează, că deja nu mai aveți treabă cu sănătatea. Merge atunci. Precauție. Prudent, meticulos, e oricare amant și ca să-și fac, și să nu-și facă viața amară, elimină tot ce ar fi riscant și abia apoi o dă în bar. Bună. Bună treabă. Adică nici măcar gongul. Precauție conjugală. Când conștiința mă apasă și nici o scuză n-am a spune, până să intru în casă, îmi fac o rugăciune.
Văd că aveți multe despre chestia asta, domnule. Cum am spus, o luat de la cap cu trăirea, cu ce ați trăit dumneavoastră. Bine, domnule, gata. Luăm aminte. Vorba preotului, să luăm aminte. În fiecare zi din săptămână ieșeam să mă întâlnesc cu... Deci la 20 și la 60 de ani. Așa. O paralelă, la 20... Nu prea e paralelă. Aia de la 20 se poate, de aia de la 60? Bun, da. Da. În fiecare zi din săptămână ieșeam să mă întâlnesc cu o fată. Acum ies doar o dată la o lună să-mi iau rețeta compensată. Păi vă întâlniți cu doctorița. Excelent, excelent. Da, așteptăm, da. Mai nu că ne-am obișnuit acum, gata. Am intrat pe da, făcașul ăsta. Aici am citat un verset din Biblie. Știți că noi pe vremuri se promova ateismul și nu prea. Nu de mult. Nu de mult, da. Da. Și acum... Nu neapărat că se promova. Ateismul nu poți să-l promovezi. Îl încurajez cel mult. Îl încurajez, dar nu neapărat să-l promovezi. Ei, știu că erau și constrângeri, că nu prea ne dădea voie la biserică, știu că ofițerii nu se puteau căsători. Asta e altceva, nu-ți dădea voie la biserică, dar asta nu însemna că nu puteai să ai tu credință. Da, asta. Și da, asta așa e. Căință. Ce mare-i poarta și ce larg-e drumul care te duce spre ispită. Cugetam eu, pășind pe caldarâmul, ce ducea la a mea iubită. Jurnal intim. Era în june cu priză la femei când iubita mea m-a adorat, dar a rămas în viața ei la poziția etc. Pesimiste. La pensie, ca timpul să întreacă, mai bea un țoi de mitilic, mai pufă-i o mahoarcă, că-i greu și să nu faci nimic. Corect. Așa este, da. Revelație. Femeile sublime, senzaționale, au farmec, sunt fascinante, culte, fac lucruri excepționale. Da, e bine să ai mai multe. Domnul Onaestancu, vă întreb ceva mai, un pic mai personal. Aveți copii? Da, am un băiat mare. Ce vârstă? Are 42, da. Mă, mulți înainte, exact ca al meu. Ce părere are despre ce scrieți dumneavoastră? Păi, mai primești și de la el like-uri. Îi plac? Eu cred că îi plac. E un băiat minunat, un băiat deosebit, deschis și în special... Păi are și cu cine să semene. Actul de cultură nu se cenzurează, da. Sau cel puțin el. Da, interesantă chestie. Și are tendință și el către haz? Nu, sau... nu. E mai serios așa, mai... E mai serios, da. Are simțul umorului. Are simțul umorului. Da. Deci înseamnă că îl gustă. Gustă da. Chestia asta. Asta nu înseamnă că sunt epigrame cu care n-am nimic în comun. Deci numai faptul că le-am scris. Nu am trăit evenimentele respective. Nu vă judecăm pe dumneavoastră după asemenea chestie. În niciun caz. Stați liniștit. Sunt nicio formă. Nu facem așa ceva. M-am surprins odată la Traian, judecând că ultima oră când a venit cu trei poezii atât de, cum să spun eu, nu erau pesimiste, un cer de la așa, aproape negru, atât de închise, încât m-a aricit, pur și simplu, dar a făcut-o, a reparat-o. Următoarele poezii au fost foarte bune. Dar nu judecăm noi după chestia asta. Noi judecăm. Înțelegem producția respectivă și
practic, mintea noastră sintetizează și analizează ce ați scris. Pe asta... nu trebuie neapărat să vezi, să faci analiza ce ați scris și să zici, da, omul ăsta e nu știu cum și nu știu. Da. Nu, sunt nicio formă. Nu. Da, păi majoritatea... Păi hai să... Sunt exemple multiple, cum a fost Adoveanu, ca scriitor măreț, dar ca om da. Mărunt. Așa că, iată. Mai citiți. La confesiune, nu mai bea naie, închide sorbul, a conchis popa când mă spovedea. Eu i-am replicat cum a zis sorbul. Vom vedea. Da, vom vedea. Păi, până la urmă, preoții ne învață să bem de mici, nu ne, când ne botează, nu ne dă vin cu lingurița. Asta este. La divorț. Domn judecător, aș vrea să încerc să vă explic că de mult eu pentru ea simt că nu mai simt nimic. Bună. Da, da, jocul de cuvinte care e foarte interesant. La 60 de ani. Vei intra în acea fază când încep problemele și te vei gândi cu groază că te ajung blestemele. Da, ați uitat de treaba asta, nu? Acum nu mai aveți 60, aveți 66. 66, da. Ei, nota de plată vine, da? Vine oricum. Și eu știu dacă neapărat nota de plată. Am făcut noi așa de rău în viața noastră? Nu. Recunoaște cineva? Așa, bun. Când bea omul? Azi n-am nicio aniversare. Nuntă, botez sau ceva atractiv și n-am pe suflet nicio supărare. Deci astăzi am să beau fără motiv. Dom'le, eu, părerea mea personală e că omul bea în trei situații. Când, impersonală, dacă nu. E părere impersonală. Suntem la o emisiune de glume. Și de-aia am și spus părere personală. Când poate, când vrea și când are. Da. Nu? Da. Că restul nu cred că mai există vreo situație de genul ăsta. Când mai bei? Și câteva gratis. Da, și asta. Păi are. Deci, deci intră în categoria asta. Dar nu numai băutura se cadrează în cele trei. Orice. Era vorba de băutură. Era vorba. Mulțumesc frumos, domn doctor. M-ai dus departe aici, gata. M-ai dus departe de tot aici. Da, bine, bag la cap. Auzi, domnul Naestancu, ce spune? Și e medic. Se știe omul ce știe. Are diplomă pe treaba asta. Bun, ziceți. Cel mai... nu știu dacă îl cunoașteți pe domnul doctor. Mi se pare foarte Craifoleanu. Îl citiți în revistă. Citiți-l în revistă. Da. Este un extraordinar poet liric, poet de suflet, de poezii de dragoste. Poezie erotică. Mă bat cu el, de câte ori am ocazie, mă bat cu el în poezia de dragoste. El se enervează că nu le pare mele, le scriu eu și eu mă enervez că pare lui, le scrie el. Uite așa se întâmplă. Un om extraordinar. Extraordinar. Domnul Craifoleanu. Poftiți. Concluzie. Așa a fost și o să tot fie. Dragostea e boală grea. Ea numai prin căsătorie se poate vindeca. Da. Da. Vorba unui... Sau e o definiție. Dragostea este sentimentul care se vindecă prin căsătorie sau prin scoaterea individului din sfera de influență ce i-a produs tulburarea. Asta e greu. E mai greu, da. Și fiind legată de viață, vorba unui clasic în viață, viața este o boală cu transmisie sexuală. Bun. Da. Dacă intri în săptămâna aia orbului, ai terminat. Sau a brânzei, depinde cum vrei să-i spui. Cum? Nu dacă. Când? Când? Păi,
Era vorba de, nu de posibilitatea de a nu intra, că asta este impresibil. Ai înțeles foarte bine. Când? Da, exact așa. Da, domnul, ne permitem să mai facem și noi glume, dacă da, tot sigur, că... ne-ați incitat aici și ne bombardați cu chestii de genul ăsta, ne permitem și mai facem și noi niște glumițe de-astea. Am de făcut încă o precizare. Mai am pe Traian, care scrie, și doamna Loreta scrie poezii de dragoste foarte, dar Traian, ăsta e ceva de, ăsta sapă întâi, deci găsește precum icebergul, un picuț așa la suprafață, filonul de dragoste, sapă pe lângă el, pur și simplu, și le-a până în văluire și când îl scoate, răbuvnește așa, îl scoate pe totodată. E alt stil. Da. E vorba de experiență, dar este vorba... Da. Și talent. Trebuie și talent la chestia asta. Și instit acum, că nu poți să faci nimic fără talent. Este vorba și de muncă. Este și de muncă. Dar... așa cum spune biologia... Ceea ce suntem, ceea ce înfățișăm noi, deci fenotipul, are două componente. Genotipul, ce primim de la... Și fenotipul. Nu. Fenotipul nostru, deci ceea ce închipuim noi, are două componente. Genotipul, ce primim de la ancestori, și mediul. Mediul în care stăm. Deci astea sunt cele două componente ale fenotipului. Bun. E foarte greu să dai savoare, sarcasm în patru versuri. Este, asta este clar, da. De tot, că tipul ăsta de exprimare este dificil. E foarte dificil. Este foarte dificil, este adevărat. Epigrama modernă e foarte pretențioasă, deci sunt regulile acelea. Ia să încercați, eu am încercat și mi-a ieșit, dar nu mai știu pe unde sunt, trebuie să le caut. Am scris fabule în patru versuri. Exact ca o epigramă. Fabule în patru versuri. Da. Nu știu cum, cred că eram bolnav vremea aia, mi-a trecut. M-am făcut bine. Nu mai încerc așa ceva. Dar trebuie să le găsesc, că sunt pe undeva scrise holograf. Nu le-am în calculator pe nicăieri. Da. Hai să vă citesc sub Papa Vieții. Așa. Ca vieții să iardă intens torța, corpului meu nu-i sunt necesare alcool, tutun, femeia trăgătoare, dar îi dau cu forța. Mm-hmm. A, deci ca la locomotivă. Da. Bun. Doamne, ca să fac... Așa, da. Un subiect în vogă. Sistemul biel la nivel. Da. Un subiect în vogă acum cu economiile de curent. Așa. Fezabilitate. Facturile noi pentru curent, adio iluminat feric, ne rămâne să facem inerent ce se face pentru neric. Corect? Da. Nimic cu duș în doi? Ia vă rog frumos. Ia cinstit acum, păi, dar nu se poate. Nu trebuie scăpat asemenea idee cu duș în doi. Apropo, era... A, cu duș în doi? Da, n-aveți cu duș în doi? E prima din... Păi haideți! Abia așteptăm! Trebuie cu duș în doi. Eram acum vreo două zile. Veneam eu de undeva și a venit și soția acasă. Bineînțeles că imediat am fost informat de... Că noi avem niște drone în fața blocului, care 24, dar nu ce caz, de dimineață până seara, stau acolo. Pensionare, în sfârșit. Și am fost informat rapid. Soția a ajuns acasă. Zic, băi, firar să fie. Da, domnul doctor. Zic, mă, a stat ploaia. Da, a stat ploaia. Zic, ia uite, bă, și eu care vreau să... Noi avem burlanele până la etajul întâi. Și acolo se continuă și cade apa, pur și simplu. Și zic, și tocmai voiam să invit la un duș în doi la burlan. Da. Deci pentru economii de energie. Facem și dușuri câte doi. Ce așa mare pricină? Corect. Când soața face tărăboi, mergem la vecină. Urmează 3 puncte după ce
Așa mare, ce puncte, puncte, așa mare pricină, nu? Da. Bun, excelent. Excelent. Mă, ce la... Păi și la vecină? Da, în sfârșit. Ia, mai ziceți, domnul Naestancu, că ne place. Griji de pensionari. În majoritate suntem pensionari. Când o damă ce mi-era pe plac tardiv mi-a acceptat avansurile, atunci m-au și năpădit gândurile, am feștelit-o, ce mă fac? Corect. Da. Da, e interesant un program de ăsta, numai cu așa ceva. La 66 de anișori. E, ați crescut acum, ia să vedem. Scurt mi-e pasul, nu mai am nerv și cam fug damele de mine. Auzul mi-e mai slav, observ și văd că nici nu mai văd bine. Mm-hmm. Da, damele le vedeți? Interesant. Da. Sau le simțit așa, energetic? Energetic. Bun. La ziua mea de naștere am fost sunat la zi aniversară de multe doamne entuziasmate. A fost pe fază și a mea soțioară. Nu la toate. Nu. Corect. Văd că ați dus o viață plină de... Ați avut o viață zbuciumată. Nu, serios acum. Ați ars de la ambele capete, ca o lumânare care arde de la ambele capete. Păi înseamnă că ați trăit 120 și... sau câte? 100... O... cât vine, mă? 112 ani? Da, 112. Păi nu, dacă ne raportăm la intensitatea la nu, care 120... am trăit... 122 de ani, da. Păi aici e partea interesantă, că se întâmplă un fenomen ciudat. Oamenii nu își dau seama. Sunt puțini care își dau seama. Foarte puțini de treaba asta. La orice viteză ai trăi, ai același număr de zile. Dumnezeu îți dă același număr de zile. Da. La orice viteză ai trăi. Poți să trăiești la viteza leneșului, poți să trăiești la viteza, eu știu... Apropo, știți care este cea mai rapidă zburătoare din lume? Că era vorba de viteză. Nu, vă spun eu. O muscă din genul Cefalonia, al călei mascul, zboară cu 920 de kilometri pe oră. Deci aia când te lovește e puțin cam rău. Deci asta vreau să vă spun. La orice viteză ai trăi, Dumnezeu îți dă cam același număr de zile. Și atunci e bine să-l folosești. Dumneavoastră văd că l-ați folosit cu succes. Da, da, da. Adică n-ați pierdut timpul de pomană. Și acum... veniți aici ca un așa și ne spune, uite, bă, ia învățați, mă, ia citi, ia puneți mâna și învățați. Corect, așa și e. Vă ascultăm. Prevenție. Doamne, când o văd cu fusta scurtă și goluță pe apetisantui sân, nu mă duce pe mine în ispită, ca acolo rămân. Da. Păi și ce trebuie să ascultăm? Vă rog la Dumnezeu să nu facă chestia asta. Da, bună. Doamne, cum vrei să mă lași de fumat? Așa. Nostalgic după epoca de aur. Am trăit acei ani, ce vremuri am mai fost. Ce nu găseam cu bani, făceam rost. Corect. Păi așa și este. Da. Așa și este. Acum... nu putem spune că atunci a fost nemaipomenit, a fost bine. A fost. Bine, rău, a fost. În sfârșit. Nu știu dacă e mai bine acum, asta chiar nu știu. A fost un festival de folclor la Mioveni. Așa. Și am scris la festivalul de folclor de la Mioveni. De 3 zile beau rachiu, turmentat și capiu umblu, cel mai tare eu să fiu, că văd festivalul dublu. Corect. Sigur că... dar nu în reluare. Binocular, da, dar nu în reluare. Asta e urât. Pledoarie. Cât să mai suport ideea să fiu blamat, ostracizat? Păi de nu era femeia, mai eram eu afemeiat? Da. Deci e clar, tot Dumnezeu e. Că a zis Dumnezeu lui Adam după ce a făcut-o pe Eva. Băi, Adam, acum uite că
sunt și femei pe lumea asta, alege și tu una. Caniculă, știți că au fost câteva zile călduroase, ce câteva au fost, cam multicele. Da, au fost. Că ui și sunt incoerent, fac gafe și sunt neatent, eu zic că e de la căldură. Soața e de la băutură, că e de la băutură. Totuși bine că nu e de la altceva. Da. Până Ardeal, sunt multe femei care poartă sau sunt botezate cu numele de Roza. Reverie la volan. Uh-huh. Aveam Rolls-Royce, iaht și avion. Eram cazat la Ritz cu Sharon Stone. Atunci însă, fatalitate, ghinion, m-am bușit cu trabantul în tomberon. Și când v-ați trezit, ați căzut în pat. Corect, așa e. Da, visăm. Paradox. Ca să nu uit, eu iau pastile. Iau lecitină, nu mai beau, numai că în anumite zile uit să le iau. Corect. Așa era într-un, parcă într-un film. Zice, bun, de ce e atâtea paste? De ce le iei pastea roșii? Ca să-mi aduc aminte să le iau pe alea verzi. Deci era clară treaba. Suspiciune. Aud că e una care spapă banii. Știu și prietenii, știu și dușmanii. Doar eu nu știu cine e ea. Inflația, drăguța mea. Da. Din păcate... Din păcate cam ne papă banii. Da. Cam cotizăm acolo. În orice asta de inflație... Nu știu cine o produce. În sfârșit, mie un mecanism destul de... Da, te rog frumos. Nu mai guvernul întotdeauna. Inflația este o taxă produsă de către guvern. De guvern, da. Nu știu neapărat dacă da. Ei sau la nivel mondial, pentru că dacă stai... Chiar vorbeam cu doamna directora cu vreo câteva zile și i-am spus, zic, doamnă, căutați pe internet să vedeți dacă puteți găsi prețul aurului în 2017. Nu există. Există schimbul valutar, dar nu mai există prețul aurului. Interesant, nu? Este o taxă produsă numai da, în sfârșit. De guvern. Eu nu ating, nu aduc atingere. E teorie economică, nu atingere nimic. Guvernul a dat 50 de bani la litru de carburant. Deci, am scris, eu acei 50 de bani îi pun bine la oaltă, poate peste câțiva ani o să-mi iau o înghețată. Da. Pe ce credeți că vă luați mai mult? Stăteam și mă gândeam dacă de materialul din care este făcut acea monedă de 50 de bani costă mai mult decât 50 de bani. Precis. Are valoare mai mult decât 50 de bani. Așa este. Așa este. Totdeauna la valorile mici nu se acoperă, se acoperă la valorile mai mari. Atunci înseamnă că se cam echilibrează. Se acoperă în timp și circulație. Da, dar gândește-te că mai e o problemă. Că în fiecare, hai să nu zic an, cred că lună, sunt retrași foarte mulți bani pentru că se deteriorează. Și trebuie înlocuiți. Și începe... Monedele nu. Nu, monedele nu. Monedele nu. Alea sunt făcute de... Nu, nu. Da, așa este. Hârtia se face nebreție. Noi nu avem hârtie, avem plastic. Plastic. Așa. Hai să revenim la... Deziluzie. Așa. Nu sunt naiv din a mea fire, dar azi m-am fățit cu un scop. Să întâlnesc marea iubire. Că așa scria la horoscop. Vedeți? Un fenomen foarte interesant. Extraordinar de interesant, pe care trebuie să vi-l arăt. Nu știu dacă ați observat. A fost și este încă, nu știu cât va mai fi, că mult nu va mai fi, o emisiune veselă. Ne-am distrat. Și ne vom mai distra, probabil, puțin. Și într-o fracțiune de secundă am ajuns tot la bani, tot la discuții de genul ăsta. Tot mai la... mare distracție ca asta care e. Da. Așa suntem noi construiți. Să trecem de la agonie la extaz și de la extaz la agonie într-o fracțiune de secundă. E bine că rezistăm. E bine că ne rezistă sistemul nervos. Bun. La volan. Străzi aglomerate, trafic greu. Ce picior fain are bambina.
Soața mea nu vede ce văd eu, dar vede că am lovit mașina. Da. Asta chiar s-a întâmplat, dar nu mă uitam. Adevăr că nu mă uitam. Nu, deci nu. Acu, era altceva. M-ați uitat după vânzătură de ziare. Am înțeles, gata, ce să mai... Clar. Așa. Gura lumii. Răutăți, ce să vă spun. Mă bârfesc gurile rele cum că aș fi băut un prun cu tot cu proptele. Da. Obsesie. Cam de când umbresc pământul, când vorbim de relații sociale, pe mine mă duce gândul numai la cele extraconjugale. Insistați. Da. Soția va vedea emisiunea sau nu? Soția va vedea emisiunea. O să vadă, sigur că da. Da, dă de ce? Nu, stai liniștit. Parvenitism. Am fost cu o damă la un club select ca să mă fandosesc în lumea bună. M-aș duce iar, că m-am simțit perfect. Când voi lua pensia? Peste o lună. Da. Pensie care durează o zi. Da. Și atât. Da, dar mă duc în lumea bună. Da. Acum, problematic și sintagma asta, lumea bună. Da, vedeți? De ce nu se spune și la o... eu știu, o întrunire între academicieni. Bă, ăștia sunt... ăsta e lumea bună. De ce numai acolo unde se bea șampanie cu roaba și... Da, în sfârșit. Asta e. Mai aveți ceva, domnule? Da. E un scriitor rus, Mihai Jarvin, și scria despre un președinte de bloc, care a fost numit președinte de bloc. Deci acțiunea se petrecea printr-o gubernie a Rusiei. La un moment dat a zis că dacă are funcția asta, să invite și el o intelectuală la teatru. A invitat-o, s-a dus cu ea la teatru, în pauză s-a ieșit în foaier și... a venit tipa cu prăjiturile. Acum, el, bugetul lui era limitat. Și a luat de respectiva persoană o prăjitură. El n-a luat, că știa. Și a mai luat una. Și era îngrozit bietul om că dacă mai ia încă una, nu mai are cu ce să o plătească. Și a zis că în viața lui nu se mai duce cu o intelectuală la teatru. O intelectuală flămândă. Da. Da, interesant. Stai numai puțin să... Păi, domnul Năestancu, mai avem cam 5 minute și încheiem. Voiam să vă citesc să... o poezie umoristică. Da, vă rugăm. Ia că tăce repede a trecut timpul. Da. Recurs la morală. Da. Mi-e dor de o giugiuleală clandestină, de acei fiori subtili efervescenți, de un randevu cu o damă fină, de-un vaț ascunselea cu ochii indiscreți. Ce dulce e amorul pe furate, când guși beatitudinea imensității siderale, ca un picamăr cordul bate să spargă în cătușările preceptelor morale. Uit că mai sunt pe lume sos geloși, sfidez cu aroganță orice risc, uit că am rival și amici invidioși, ignor și bârfa și al ei hidos plisc. Apare ea cochetă nonșalantă, discret și arată coapsa, bustul voluptos, e senzuală, răpitoare, fascinantă. Și spuneți mie să nu fiu păcătos? Mă apucă năbădăi și dor de aventură, hazardul mă îmbie și îmi dă chef, nu știu ce va ieși, ce te va tură, adoarme rațiunea, instinctul e al meu șef.
M-a spovedit vreunui popă bețivan, care mi-o da să îndur canoane, post, oare din mare libertin în care eram să ajung să bat mătănii ca un prost? Eu știu că în ierarhia infernală am locul rezervat indubitabil. Se încing vârtos cazanele de zmoală, dar eu rămân amantul incurabil. Frumos, excepțional. Da. Da. Mai aveți ceva? Hai să vă mai citesc o poezie. Vă rog frumos, sigur. Da. Înainte de după. Deci când suntem pe năsălie, pe undeva pe acolo. Da. Când oglinda nu o voi mai aburi și o voi cârmi-o după colț din astă lume, să-mi faceți rânduiala plecării dintre vii, să plec sărman, doar eu cu al meu nume. Când m-o-ți băga în rac la mortoară și o-i sta împopoțonat pe năsălie, să-mi puneți între deget o țigară și în mână o cinzeacă de rachie. Tocmiți-mi cu parale o fanfară, să-mi cânte marș funebrul la răscruce, și un țigan cu dogita-i vioară să-mi facă din arcuș și din vioară cruce. Să aveți să dați pomneți, prescuri, colaci și în dreptul cârciumii să opriți dricu, să aruncați cu bani la oamenii săraci, să aibă cu ce-și plăti mitilicu. Iar când popa în sutană îmi intonează cu glas pițigăiat veșnica pomenire, să fie lângă mine a mea amorează, că de-al ei foc am ajuns la pieire. Să-i dați coliva să o împartă ea și așa cernită să mă plângă în șiroaie într-un târziu din cer să-mi zic în sinea mea, o făcut și pasta, domnule Naie. Da. Pentru... Mai aveți ceva? Păi, eu știu... Hai, că am multe. Ca pentru încheiere. Sute. Hai, încă una așa de încheiere. Parcă prea ne... Surpriză. Trec pe la tine astăzi, dulce doamnă, să vezi că încă aburesc oglinda. Pe șest s-a scurs această zi de toamnă, iar eu pe șest cu viața îmi joc partida. Ca un borfaș se cuibărește sentimentul. Ce treabă are el cu rațiunea? Parșiv umple incinta, inundă ambientul, urcă năvalnui piscul, coboară în răpi genunea. Mi-e naturelul simțitor, nu știu cum să zic. Mă năpodesc emoții adolescentine, m-am împopoțonat cu ce-am găsit mai chic și nonșalant, plin de enfază, vin spre tine. Sunt sceptic și un pic posac. Entuziasmul mi se diluează brusc. Simt cum se agită fluturi în stomac, mă simt pierdut și totuși risc. Confuz și egoism mă îndresc spre tine. Bea o tărie ca să am curaj. Te vei fi ocupată sau n-ai chef de mine, te rog să mă ignori și scuze de deranj. Da, frumos. Iată că vorba prietenului meu, Lifting, sufletesc pe partea umoristică. Am avut o oră aproape de așa ceva cu bunăvoința și ajutorul domnului Nae Stancu. Mulțumim foarte mult. Eu vă mulțumesc, că mi-ați dat ocazia. Ce ne-ați citit, avem nevoie și de așa ceva în viață. Mare nevoie. Nu trebuie ignorat aspectul ăsta. Nu, sub nicio formă. În momentul în care ignori aspectul ăsta, ești cu un picior în groapă. Mulțumim primăriei Pitești pentru că ne dă ocazia de a desfășura acest tip de cenaclu și ia câtă Este ceva foarte, foarte, nu știu, sunt un pic, eu sunt de data asta emoționat, mi-a plăcut foarte mult ce a ieșit aici. Mulțumim Centrului Cultural Pitești, mulțumim doamnei director Carmen Salup pentru înțelegere și sprijin și aveți grijă de dumneavoastră și de cei pe care îi iubiți.